Bine v-am găsit la o nouă lecție de limba semnelor române. Să nu uităm că TVR este singura televiziune care oferă publicului larg aceste lecții. Împreună cu noi, ca de obicei, este, știți foarte bine, Carmen. Salut, Carmen! Bună! Bună! Ți-am promis la ultimul curs că astăzi repetăm foarte, foarte puțin datele și numerele. Așa că spune-mi, te rog, tocmai s-a încheiat Paștele Catolic. Poți să-mi spui, Paștele a fost pe 31 martie? Paștele. Nu. Nu. De ce? Paște. Paște. Ah, Paște. A, ouăle, da, da, da. Am făcut Paștele. Da. Bine. Cum spui, am uitat? Paștele. Am uitat. Foarte bine. Am uitat. Paștele a fost. Paștele. Paștele a fost. A fost. Fost. Deci Paștele a fost. A fost. Te rog, spune. În data. În data. De. 31 martie. 31 martie. Martie. Îmi dai voie să repet? Da. Paștele a fost, Carmen. Nu am nevoie și de verbul a fi. Nu am nevoie. Deci Paștele a fost pe data de 31 martie. Sau martie, de la mărțișor, mie mi este mult mai natural și am văzut că persoanele surde folosesc de la semnul mărțișorului. Bun, ai spus a fost. Spune-mi, te rog, Paștele Ortodox va fi pe 5 mai. Paștele? Paștele va fi, da, în data. În data. De 5 mai. Bine. Mai. Paștele va fi în data de 5 mai. Hai să mergem mai departe. M-am gândit că este important să vorbim despre nevoi, sentimente pe care le exprimăm destul de des, aproape în fiecare zi. De exemplu, ai fi foame. Ai fi foame. Deci, atenție, este un gest pe care îl fac aici. În momentul acesta eu nu-ți văd, da, tot trunchiul, dar da, este undeva în jurul, mie foame. Bun. Mie, și arăt ca la eu, mie foame. Vreau să mănânc. Îmi dai, deci pleacă, da, de la tine către mine. Îmi dai ceva, ceva de mâncare? Deci avem a mânca și mâncare, același semn. Da? A mânca, mâncare. Ce vrei să mănânci? Și arăt către tine, pentru că vorbesc cu tine. Da? Și nu arăt tu, pot să spun și tu, dar dacă zic ce vrei să mănânci, bine? Și atenție și la mimică. Te rog, tu. Mi-e foame. Mie? Da. Foame. Bine. Nu văd gestul, dar mi-imaginez că faci așa. Bine. Vreau, da, vreau să mănânc. Eu vreau să mănânc. Bine. Îmi dai ceva de mâncare? Îmi dai ceva de mâncare? Da. Fii atentă. Hai să lăsăm la o parte, hai să uităm de semnul în aer și hai să folosim mimica. Da? Îmi dai ceva de mâncare? Îmi dai ceva de mâncare? Pentru că mi-e foame. Da? Și se vede pe față. Ok? Ce vrei să mănânci?
Ce vrei să mănânci? Arată-mi, te rog, Ce? puțin. Așa. Da. Ce vrei să mănânci? Ok. Eu vreau să mănânc ceva dulce. Bun, ceva Bun, bun. ceva bun. Dulce este așa, dulce, zahăr, miere. Atenție, dulce, zahăr, miere, da? Dar ceva bun. Vreau să mănânc ceva bun. Ai fi sete. Fii atentă. Mi-e sete. Mi-e sete. Bine. Și o să folosești și buzele și atunci persoana surdă va înțelege că ți-e sete. Sete. Da, sete. Vreau să beau ceva. Verbul a bea, băutură, vom folosi același semn. Să beau ceva. Ce vrei să bei? Ce vrei să bei? Da? Dă-mi un pahar. Este un semn nou. Pahar. Pahar. Cu apă. 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 Da. În loc de băutură, adică semnul este de băutură și apă. Băutură, a bea și apă. Atenție la buze. Bine? Hai să repeți până acum. Mi-e sete. Mi-e sete. Mi-e Sete. 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 Mi-e sete. Vreau să beau ceva. Eu vreau să beau ceva. Bine. Ce vrei să bei? Ce vrei să bei? Așa, foarte bine. Dă-mi un pahar. Dă-mi un pahar cu apă. Dă-mi. Cu o singură mână, Da. dă-mi un. Un pahar. Atenție, Carmen. Da, ok, pahar cu apă. E bine. E bine. Pahar, Cu apă. apă. Foarte bine. Aș vrea, deci atenție, am și condiționalul și prezentul. Vreau sau aș vrea un pahar cu apă rece, da? Sau aș vrea să beau ceva rece. Rece. Da, trebuie să fie perpendicular pe podea. Bine. Deci, aș vrea să beau ceva rece, Carmen. Aș vrea să beau ceva rece. Rece. Foarte bine. Dă-mi un ceai, te rog. Eu nu mai amintesc dacă am uitat, dacă am făcut și dacă v-am învățat ceai. Da? Știi? Știi? Nu. Ceai. Pliculețul îți Plicules. imaginezi? Exact, că îl pui în apă fierbinte. Și atunci spun, dă-mi un ceai, Ceea. te rog. Cald cum este. Cald. Cald. Deci am rece. Cald. Perfect. Rece. Rece și cald. Da? Bine. De exemplu, eu acum sunt puțin bolnavă și am nevoie de un ceai cald. Cald. Bine. Aș bea o cafea. Beau o cafea sau vreau o cafea? Eu aș bea o cafea. Ești foarte aproape. Ah, Mâna da, stângă, așa. cafea. Sigur că da. Cafea. Ne amintim de Da. cafeaua la ibric, da, în care trebuia să amestecăm. Foarte bine. Hai să repetăm, te rog. Fac eu prima și tu repeți după singura. Îți aduce aminte singur. Mi-e sete. Vreau să beau ceva. Ce vrei să bei? Dă-mi
sau dă-mi un pahar cu apă, aș vrea să beau ceva rece. Dă-mi un ceai, te rog. Aș vrea sau aș bea o cafea. Observ că am exprimat condiționalul stând să mă gândesc puțin. Aș bea sau n-aș bea, știi, din mimică. Ușor, ușor, Carmen, vei vedea că pe măsură ce ai mai mult vocabular, importanța mimicii va fi din ce în ce mai mare, ca să le poți conecta mimica cu semnul. Te rog, acum tu, repetă, mi-e sete. Mi-e sete. Mi-e sete. Vreau să beau ceva. Eu vreau să beau ceva. Bine. Ce vrei? Ce vrei să bei? Ce vrei să bei? Dă un pahar cu apă. Bine. Eu aș vrea să beau ceva rece. Dă-mi un ceai, te rog. Bine. Aș bea o cafea. Bine, foarte bine. Deci mi-e foame, mi-e sete, ai fi dor. Uită-te la mână, te rog. Mă duc de sus, de undeva de aici și în jos. Dor. Mi-e dor. Implică dor. Okay. Și forma verbală. Nu este nevoie să mai spun a fi. Este suficient, adică ajunge, să spun dor. Și implică și forma verbală. Exact, da. Mie dor de tine. Deci mie dor. Mie dor de tine. Bun. Vreau să te văd. Te rog, repetă. Vreau să te văd. Bine. Hai să ne întâlnim. Te rog. Hai să ne întâlnim. Bine. Mie dor de bunici. Mie dor de bunici. Bun. Ție. De ce ți-e dor? Ție. De ce ți-e dor? Lor le este dor de copii. Lor le este dor de copii. Bine. Ei, va trebui să spun în limba semnelor, să arăt cine. Ei sunt plecați în străinătate. Ei sunt plecați. Sunt plecați. Da. Sunt plecați în străinătate. Bun. Te rog, dă-mi voie să repet eu tot și după faci tu singura. Mi-e dor de tine. Vreau să te văd. Hai să ne întâlnim. Mi-e dor de bunici. Ție, de ce ți-e dor? Lor le este dor de copii. Ei sunt plecați în străinătate. Mie dor de tine. Foarte bine. Eu vreau să te văd. Da? Hai să ne întâlnim. Bine. Mi-e dor de bunici. Mie dor de bunici. Ție, de ce ți-e dor? Bine. Lor, da. Lor le este dor de copii. Ei sunt plecați în străinătate. Ei
sunt plecați în străinătate. Foarte bine. Dificil, Carmen? E greu? Nu. Nu. Ai fi frig. Hai să ne gândim cum crezi tu că este ai fi frig. Exact așa, tremur de frig. Iarnă. Da. Frig sau iarnă sunt egal. Deci semnul este pentru iarnă și pentru frig. Mie frig. Încălzește, ți-aduce aminte că am spus cald, da, dar și încălzește camera. Camera. Sau poți să spui, bine, poți să spui fă cald în cameră. Dar nu e obligatoriu. Este suficient să spun încălzește camera. Închide fereastra. Închide fereastra. Deci de aici merg. Închide, da, fereastra. De? Închide același semn, da, circular, închide ușa. Te rog să faci cald în casă. Te rog să faci cald în casă. Repeți? Te rog să faci cald în casă. Foarte bine, casă, de la acoperiș. Nu vreau să mă îmbolnăvesc. Bolnav și am bolnăvi. Nu vreau. Da, adică în momentul în care să ne gândim o persoană nu vrea, nu dorește să facă ceva, poziția corpului este, da, de respingere. Nu vreau. Și atunci umărul va fi cumva, nu va mai sta față în față. Nu vreau. Mă duc cu umărul. Da, nu vreau să mă îmbolnăvesc. Nu vreau să mă îmbolnăvesc. Foarte bine. Ție frig? Repeți? Ție frig? Nu, mi-e cald. Nu, mi-e cald. E foarte bine. Hai să repetăm. Mi-e frig? Mi-e frig. Încălzește camera. Încălzește camera. Bine. Închide fereastra. Închide fereastra. Închide ușa. Închide ușa. Te rog să faci cald în casă. Te rog să faci cald în casă. Bine. Nu vreau să mă îmbolnăvesc. Nu vreau să mă îmbolnăvesc. Foarte bine. Ție-ți e frig? Ție-ți e frig? Foarte bine, Carmen. Pare că este mult mai simplu. Ai fi cald, cum spunem, știi deja. Mi-e cald. Da, sigur că da. Ai fi cald, este foarte cald. Foarte cald. Foarte. Da? Foarte cald. Este umezeală. Acesta este un cuvânt nou, un semn nou. Umezeală și umed. Umezeală mare. Este umezeală mare. Dacă mai devreme am spus închide ușa, închide fereastra, hai să ne gândim cum spui deschide. Invers, deschide. Da? Sau poți și așa, și deschide. Poți și deschide. Da? Deschide fereastra sau deschide geamul. Bine. Deschide ușa. Deschide ușa. Ușa, da? Sau tu ai spus că așa. Dacă așa am închis, așa am deschis. Așa, da. Bine. Pornește sau dă drumul la aerul condiționat, te rog. Dă drumul, pornește, este ca a începe, Carmen. Este același semn. Deschide, fii atentă, deschide, începe, pornește.
Da? Începe deschide. Ok. Da. Aerul condiționat este un cuvânt nou. Aer. Aer condiționat. Da? Că face răcoare. Deci deschide aerul condiționat, te rog. E umezeală mare, Carmen? Cum spunem? E umezeală mare. 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 Nu mă duc pe, later, pe, da, pe orizontală, mă duc în sus, mare. Uh-huh. Este foarte cald? Este foarte cald. Cald. Și acum repetăm. Te rog, spunem, mi-e dor. Mie-mi-e dor. De lecțiile de limba semnelor. De lecții? Poți să zici cursuri? A, cursuri. A, da. Cursuri de limba semnelor. Bine. Deci mie-mi-e dor de lecțiile sau cursurile de limba semnelor. Mi-e dor de copilărie. Hai să vedem. Mi-e dor de copilărie. Mi-e dor de copilărie. Da, dar atenție, am nevoie să spun. Mie mi-e dor și mă duc în spate, da, de copilărie. A. Bine? Pentru că această copilărie e a mea și e în trecut. Mie mi-e dor, da, de mie copilărie. Dor. Bun. Ne oprim astăzi aici și eu sper ca până data viitoare să ți se facă dor de limba semnelor române. Adevărat, Mira. Adevărat. Adevărat. Îți mulțumesc și ție și vă mulțumesc și vouă, celor care ne urmăriți și încercați să învățați puțin câte puțin limba semnelor române.